Bună ziua, domnilor, domnilor, așa cum vă anunțam, Focus Press a demarat un adevărat maraton al interviurilor cu politicienii care candidează pentru Parlamentul României. Este modalitatea prin care dânșii se vor prezenta și vor prezenta și proiectele, așa încât dumneavoastră să știți cu cine votați la alegeri. Astăzi Focus Press îl are ca invitat pe domnul Iulian Călin. Bună ziua, bine ați venit! Salut, mama, bine v-am găsit! Domnul Iulian Călin este ales consilier local în cadrul Consiliului Local Constanța din partea Alianței USR Plus. Dumnealui este membru Plus și candidează pentru Parlamentul României din partea aceleiași alianțe. Domnul Călin este, vă spun pe scurt așa despre dumnealui, a fost așa, operator chimist la fabrica de oxigen Constanța, operator Dana, angajat la o firmă de cruing, la firme cu activitate în portul Constanța, a terminat facultatea de management din cadrul ASE București și are o licență pe biostrategia combaterii poluării în Marea Neagră. În prezent, în cadrul Consiliului Local Municipal Constanța, este membru al Comisiei numărul 3, care se ocupă de comerț, turism și așa mai departe, este o titulatură destul de lungă. Domnule Călin, vă rog frumos acum să adăugați dumneavoastră ce nu am spus eu din CV și din prezentarea pe care doriți să o faceți. Sigur, important din prezentare este că eu 28 de ani am fost în același loc de muncă, adică în portul Constanța, ocupând de la funcția de operator de dană, cum bine a spus dumneavoastră, până la cea de director general al societății. Unii spun că am stat prea mult, eu spun că am stat atât cât a trebuit să stau. În prezent sunt director tehnic la o firmă cu sediu în Prahova și ne ocupăm de instalarea și montarea de parcuri eoliene în Dobrogea. O activitate paranteză, interesantă, da, și bănoasă. Știut fiind că Dobrogea, litoralul Mării Negre, este ca intensitate și durata vântului pe locul 2 în Europa după Marea Nordului. Așadar, frecvența și intensitatea vântului aici este foarte propice instalării turbinelor eoliene. De altfel, se vede pe tot cuprinsul Dobrogei că deja s-au instalat multe parcuri eoliene. Da. Din activitatea dumneavoastră să știți că partea aceasta cu portul mi-a atras foarte mult atenția, pentru că o să vreau să discutăm la un moment dat despre proiecte legate de portul Constanța. Dar pentru început, haideți să ne spuneți acum, cu acest statut de consilier local, cum vi se pare activitatea, ce s-a întâmplat până în prezent, ce discuții ați avut, nu știu, cu reprezentanții instituțiilor subordonate administrației locale? E o perioadă de început, acum nu pot spune că s-a intrat foarte, foarte adânc. Noi încercăm acum și probabil că vor mai fi câteva luni de acum încolo să îndreptăm ceea ce s-a tot făcut strâmb în administrația constanțeană. Colaborarea pe care o avem noi ca USR Plus cu PNL-ul este până în acest moment foarte bună. Sperăm să continue. Domnul primar este deschis inițiativelor noastre. De altfel, la început, înainte de a depune jurământul, a fost un protocol între noi și PNL-ul în care programele noastre s-au pus de comun acord cu programele PNL-ului. Ce a fost comun a mers mai departe, restul s-au preluat și de acolo și de acolo, și ca să îl citesc, sper să fie de acord domnul primar, am creat o nouă Biblie pentru județul Constanța, pentru municipiul Constanța. Așadar, pe asta mergem acum, pe asta ne focusăm, dar perioada asta este mai dificilă pentru că nu neapărat datorită situației sanitare prezente, dar mai ales pentru că suntem nevoiți, așa cum vă spuneam, să îndreptăm, nu să construim în sens propriu zis. De aceea, probabil că două luni, trei luni, probabil până la începutul anului, când vom intra mai adânc în audituri, în controale, în măruntaile, dacă îmi permiteți expresia, administrației vechi, atunci probabil că vom avea mari surprize. Da, între timp este programată și o nouă ședință de Consiliu Local și da, bănuiesc că se va ține și acea ședință de comisie. Aveți proiectele, știți despre ce se va discuta? Da, vă rugăm să ne spuneți. Noi avem
cele care aparțin de Comisia 3, al cărei președinte sunt eu, sunt 15 proiecte referitoare la Constanța-Bas, la RAE-DPP, la rezultatele, analizele și raporturilor conducătorilor acestor regii independente, la diferite spații și care aparțin de Primăria Constanța. Avem de asemenea de discutat o situație la Henri Coandă, la campusul Henri Coandă, unde vom analiza foarte bine dosarele depuse, dosarele care se depun, pentru că acolo e așa o percepție generală că cei care locuiesc acolo sunt de fapt votanții vechiului regim Mazăre și nu e așa, dați-mi voie să vă spun, acolo sunt oameni necăjiți, sunt oameni care chiar au nevoie de un loc de ședere, dar asta se va vedea exact după o analiză foarte clară a comisiei, a raportului administratorilor de acolo, a controlelor pe care le vom face noi, consilierii, comisia și cei delegați în zona aia. Au mai fost făcute controle și chiar de dată recentă și înțeleg că persoanele care nu respectau regulile, care nu îndeplineau criteriile și s-a descoperit acum în ultima perioadă că nu respectau, au fost evacuați. Înțeleg că acolo este și, de-a lungul timpului au tot fost discuții legate de siguranță și că trebuie mai bine supravegheată zona și există și un contract, contestat pentru supraveghere. Da, bănuiesc că și acesta va fi tot în atenția dumneavoastră. Ați apucat să citiți din documentele puse la dispoziție până acum sau de acum înainte urmează? Vă referiți la Henri Coandă? Da, și la cele două societăți, da, regie, respectiv societate, la Sitibat și la RAE-DPP. Sigur că da, ei ne-au prezentat rapoartele de activitate, bilanțurile contabile. Am văzut acolo creșteri, scăderi, dar urmează să le discutăm în amănunt cu cei care au făcut aceste rapoarte. Cum stau? Da. Unde este în scădere, unde este în creștere? Este pierdere, ca dovadă, Radetul este în situație de faliment și să vedem ce soluție găsim pentru rezolvarea situației. Deși discutăm, conform spuselor domnului Pop, că la de lungime de 1000 și de kilometri de conductă, cam cât lungimea Dunării pe teritoriul României, așadar nu-i puțin, nu-i ușor de remediat, dar datorită întârzierilor în repararea conductelor, vedem tot timpul că apar mici, așa, fântâni arteziene prin oraș. Mici mari, da. Iarna, da. Chiar în zona unde locuiesc eu, în Faleză Nord, pe strada Unirii, tot timpul se rupe ceva acolo, tot timpul se sparge conducta asta și reparațiile se fac, din păcate, pe bucăți, nu se poate altfel, mai ales că a venit sezonul rece. De altfel, una din primele hotărâri ale Consiliului Local, ale Primăriei Constanța, a fost chiar subvenția pentru căldură pe lunile noiembrie-decembrie, pentru că nu puteam, și asta a fost făcută la urgență, a fost făcută în grabă, da? Pentru că trebuia neapărat să rezolvăm problema pe noiembrie-decembrie cu... Da, și toate aceste situații, avariile despre care vorbiți, știți că lasă lumea fără apă caldă, fără căldură, oamenii sunt nemulțumiți. Sigur că da. Asta chiar trebuie să o rezolvăm, că le știți, adică nu făceam probleme că încă nu le-ați, n-ați reușit să le parcurgeți și să vedeți despre ce este vorba. Există un proiect sau poate mai multe pe care vreți să le susțineți, să le inițiați din postura de consilier local? V-ați propus ceva? Din postura de consilier local am un proiect pe care îl susțin și prin candidatura la parlamentare. Se referă la, poate o să fie o surpriză, ușoară uimire, dar eu susțin organizarea campionatului mondial de fotbal pe plajă în Constanța. Serios? Nu s-a gândit nimeni la așa ceva până acum, am văzut că se trece. E o frică așa de organizare de un campionat mondial. Nu vorbim de un campionat mondial propriu-zis, nu? Pe terenul, pentru că știm cum stăm.
Dar la campionatul mondial de fotbal pe plajă chiar avem echipă, avem spații, avem locuri. Se pare că în urma unui studiu făcut de noi se pot acumula în zona litorală 1 milion de spații de cazare. 1 milion de spații de cazare. Plajă unde să organizăm campionatul mondial nu va fi problemă. Din fericire, Constanța beneficiază de 2 aeroporturi legate lejer și rapid de Constanța, pentru că avem autostrada până la Otopeni plus aeroportul Mihail Cogălnicianu, deci mijloace de transport, infrastructură sunt prezente. Nu mai vorbesc de importanța strategică, de imagine, de impact ce ar fi nu numai pentru Constanța, și pentru România organizarea acestui campionat mondial de fotbal pe plajă. Sigur, proiectul meu, nostru, era, pentru că el a făcut în colaborare cu un grup din Plus, era pentru 2020, gândit acum 2 ani, dar din păcate nu sunt sigur că îl putem propune nici pentru 2021. Da, vedem cum evoluează asta, pandemia. Asta este... Dar totul e de voință politică. Iar voința politică, care a tot lipsit în ultimii 30 de ani, a lipsit de ce? Pentru că se referă în primul rând la viziune, la modul de a vedea lucrurile în viitor. Nu trebuie să ne gândim numai la ce facem săptămâna asta, ce facem săptămâna viitoare, cum să mai atrag un capital de popularitate, cum să dau bine la presă, cum să dau bine în loc, în fața alegătorilor. Pentru că eu cred, dacă îmi permite să, dacă vorbesc prea mult, mă opriți. Nu, vă rog, frumos. Eu cred că în momentul în care un candidat, indiferent de funcția politică sau administrativă, își expune programul, atunci se inițiază un contract cu alegătorul, cu votantul. Treaba mea este să-i expun o ofertă, să-i pun o ofertă pe masă. Alegătorul o gândește și vine și mă votează. În momentul în care m-a semnat, el și-a îndeplinit partea lui de contract. Adică a semnat un contract cu mine. De acolo eu trebuie să fiu cel care să rezolv problemele. Nu sunt nici șeful lui, nici stăpânul lui, sunt angajatul lui, pentru că el semnează un contract cu mine de prestări servicii, dacă vreți. Adică să puneți la în aplicare ceea ce... Ce-am promis până la urmă. Nu da. Pot să pun în aplicare, nu sunt în stare, mă dau la o parte că nu sunt... Cum au francezii o vorbă, sunt pline cimitirele de oameni indispensabili. Da. Referitor la acest campionat mondial pe plajă, dincolo de sport, intuiesc că, de fapt, targetul este acela de a atrage cât mai mulți oameni pe litoral, cât mai mulți turiști, că pe lângă competitorii propriu-zis, vin și suporterii. Vin... Sigur, economic este un avantaj incredibil, o șansă incredibilă, pentru că eu sunt convins că acest... Că m-a întrebat cineva cum îi asigurați fondurile. Din toate sursele posibile, autoritatea locală, guvern central, Uniunea Europeană, plus investitori privați. Plus Uniunea fonduri. Europeană? Credeți că s-ar implica într-un asemenea proiect? De ce nu? De ce nu? Gândiți-vă ce fonduri de susținere a economiilor naționale sunt propuse acum. Iar președintele nostru, Al Plus, și copreședintele USR Plus, care este liderul, se știe, al unei dintre cele mai importante grupuri parlamentare din Parlamentul European, al Renew Europe, al treilea ca importanță, cel care hotărăște balanța de multe ori, chiar face mari demersuri și sunt mari eforturi acolo pentru a primi cele 70 de miliarde de care se spune, care vor fi, încă sunt în stadiu de discuție, dar... Banii aceia îi vom primi, dar trebuie să avem și proiecte să-i atragem, adică nu ni dă cineva și... Să știți că noi întotdeauna am avut bani de primit, dar n-am fost în stare să facem proiecte. Să-i atragem. Sigur că da. Eram la un moment dat, acum vreo 10 ani, cu 2% proiecte realizate. 2% din banii pe care i-am fi putut lua. Doar se pare că alte au fost interesele. Banii europeni sunt bani dificili, pentru că trebuie să faci ce ai scris în proiectul ăla, pentru că îți poți atrage fel și fel de atenționări și de penalizări, penalități, dacă nu respecti proiectul. Și probabil că e de muncă, de asta nu s-au băgat până acum.
Să vedem de acum înainte, poate reușim totuși să chiar să atragem toate acele fonduri. Dumneavoastră, pentru Parlamentul României, în afară de acest proiect cu campionatul mondial de fotbal pe plajă, gândiți ceva și în legătură cu Portul Constanța? Pentru că mă gândesc aici că activitatea pe care ați avut-o în port vă îndeamnă să faceți ceva și pe latura aceasta. Da, am vreo 17 ani de directorat în Portul Constanța, avem o firmă, eu n-am lucrat decât la privat până acum, nu știu ce înseamnă lucrul la stat. E prima oară când sunt într-un fel angrenat într-o activitate a administrației locale. Am un proiect legat de experiența mea în Portul Constanța. Am observat că, din punctul de vedere al patronatului, al agenților economici din port, comunicarea cu administrația porturilor maritime Constanța este extraordinar de dificilă. Și m-am gândit că poate ar fi bine ca să îmbunătățim această relație, pentru că eu vă spun, am încercat să intru într-o licitație, să iau un teren pentru depozitarea de mărfuri lângă firma pe care o aveam acolo, în port, în Dana 24, lângă Silos. Și mi s-a cerut o sumă incredibilă. Eu ar fi trebuit să, pe 1000 de metri pătrați, să depozitez 1000 de metri cub de cherestea, de exemplu, ca să pot scoate cheltuielile, ce e imposibil. Cum așa ceva? Că da. Au tot fost discuții, deci, că cei care au de mult sunt prețuri derizorii. Nu, era lângă noi. Vă spun, plăteam la un moment dat, fiecare agent economic din port plătește un domeniu portuar, așa se numește. În 2014, administrația porturilor maritime Constanța a mărit de 11,8 ori această taxă. De 11,8 ori, vă rog să calculați, nu cu 11,8. Da, da, da. La întrebarea mea, dar și nu numai a mea, dar de ce ați mărit așa de mult? Pentru că, până la urmă, care-i justificarea economică a acestui salt? Pentru că eu văd în jurul meu că sunt spații neocupate. Ai și portul vechi unde aveam eu activitatea, era ocupat cât de cât, dar portul nou e, bate câmpul, bate vântul pe acolo, prin câmpul ăla. Nu e nimeni. În multe zone, clădiri dărâmate, terenuri nefolosite. Și n-am primit niciun răspuns, vă rog să mă credeți. Ați mai încercat acum să... Asta e, mi-a zis, dacă vă convine bine, dacă nu, vă luați lucrurile și plecați. Am primit de la șeful direcției domenii din Portul Constanța. Asta, și am zis, cum adică, ce să-mi iau, magazia, utilajele, instalațiile de depozitare și de transport? Nu mă interesează, domnule. Da. Cum vedeți rezolvată o asemenea situație? Bine, nu știu acum dacă mai... S-a creat o sinecură acolo, în Portul Constanța. Eu știu că aparține direct de guvern. Eu știu că porturile și aeroporturile, se știe, sunt foarte... sunt atribute în exclusivitate ale statului, dar probabil că o implicare mai mare a autorității locale în Portul Constanța ar fi ceva de dorit. O transparență mai mare, nu se știe nimic ce se face acolo. În Consiliul de Administrație nu. Eu am intrat, vă dau un alt exemplu apropo de port, acum vreo 2 ani, am 3 ani chiar, când mă pregăteam eu să plec din port, să rup relația acolo, mi-am depus un CV la APC, pe scurt, pentru că am auzisem prin surse, prin vorbe, că se caută administratori ai unor zone din Portul Constanța. Portul ar urma să fie împărțit în niște zone mari, iar fiecare zonă avea un administrator. Și am zis, dom'le, experiența mea de acolo m-ar îndreptăți. Am depus dosarul, n-am primit nimic, niciun răspuns. L-am mai depus o dată înainte de alegerile europarlamentare. Imediat am primit un răspuns și mi s-a oferit un post de bază, un post de, nu știu cum să vă spun, nu mai știu cum se numește, unul bază cum era pe vremuri, adică de angajat în tură de noapte cu salariu de bază. Și am zis, da, poate nu v-ați uitat pe CV-ul meu, totuși nu pot lua de la zero la 58 de ani o situație de genul ăsta. Și mi-a spus, acum vă, domnul Călin, dumneavoastră, dumneavoastră trebuie să ocupați un post de conducere acolo. Și asta a fost toată discuția. Dar eu am avut senzația, între timp am înțeles că s-au ocupat posturile alea. Nu știu dacă țineți minte, are Toma Caragiu un sketch
concursul se ține joi și postul e ocupat de marți. Exact asta a fost situația acolo. Am avut așa o senzație de inutilitate și de lovire în zid incredibilă. Incredibil. Așa s-a întâmplat, asta e experiența mea cu Portul Constanța, mă spun că au fost și lucruri, au fost de muncă acolo. Și mai e ceva acolo, totul e scump în Portul Constanța, ca agent economic. Adică portul nu este atractiv. Că adică se curentul electric îl plătești cu o taxă pentru că ți-l aduce în port, apa o plătești mai mare decât o societate comercială din port, decât o societate comercială din oraș. Deci peste tot e mai scump, e foarte dificil. Se presupune că firmele care au activitate în port au foarte mulți bani și atunci... Da, e o presupunere ușor forțată, dacă îmi permiteți. Nu au fost foarte multe din firmele. Deci noi eram axați pe descărcare, depozitare, încărcare, mărfuri. Chiar este aia, pentru că asta se făcea cel mai mult după fier vechi, după ce s-a abandonat cu fier vechi. Mergeam printre cel mai bine din port. Foarte multe, dacă nu aveau o altă susținere în spate, firmele respective, nu rezistau. Nu rezistau. E foarte dificil, mai ales după creșterea tarifelor, iau... Da, în momentul de față, mai știți care este situația? Ați văzut acum și conducerea este PNL. Da, întotdeauna a fost PNL sau PSD, că asta a fost. Da, În momentul de față nu mai am acces chiar așa, pentru că portul aparținând totuși de Consiliul Județean, ca unitate subordonată și nu mai vorbesc că e direct guvernamentală, dar cei care pot crea control acolo sunt cei de la Consiliul Județean. Eu fiind la Consiliul Local mai greu, doar prin colegii mei voi apela, însă același lucru mie că se întâmplă și la primăria din Constanța, pentru că eu am văzut, în momentul în care s-a terminat votul, am fost votat, mi-am dat seama că sunt pe un post de consilier, am intrat și eu să văd cu ce se ocupă Consiliul ăsta local, mai exact, mult mai în amănunt. Și mi-a atras atenția o rubrică, cetățeni de onoare. Și am intrat să văd și eu care sunt cetățenii de onoare ai municipiului Constanța, nu? Și am găsit câțiva pe care îi știm cu toții, Simona Halep, Horia Tecău, profesorul Ciupină și așa mai departe. Dar am găsit și nume pe care nu le știam, nu știam cine sunt. Și am intrat. Cine v-a atras atenția? Felix Troie, de exemplu. Așa, dau un nume la întâmplare. Și am intrat la Felix Troie să văd motivarea Consiliului Local și a Primăriei pentru acordarea acestui înalt, o distinție onorantă asta de cetățean. În momentul în care mi-a spus, dați click, am dat click, pagina nu se poate încărca. Dar s-a întâmplat peste tot. La toate persoanele pe care nu le știam și voiam să aflu despre ele. Dar nu ați auzit de Felix Troie, nu pot să cred asta. Da, am auzit, am vrut să aflu motivații aici. Are și o stradă care îi poartă numele în comuna Cumpăna. Iată unde am ajuns. După statuia, după bustul lui Mitică Dragomir și al lui, după numele unui stadion dat lui generalul Iordănescu și după parcă aici sunt, parcă suntem undeva. Dar să știți că propunerea a venit din partea aleșilor locale, adică n-a venit și s-a autopropus dumnealui, la fel cum nici în Cumpăna a solicitat dumnealui așa ceva. Exemplu, la un moment dat și stadionul Faro s-a propus să fie numit Gheorghe Hagi, iar CIC a refuzat, așa este. Deci se poate face, nu chiar așa? Cred că refuz a fost și la Cumpăna prima dată. Da, da. Și a insistat doamna prima de acolo. Așa, m-ați dus cu discuția în altă parte. Nu, e ok, a fost... ușor amuzant, dacă nu mai multă partea aceasta. Sper că ați văzut și alte nume la fel de interesante. Nu Simona Halep sau Horia Tecău, da. Sau Horia Tecău și alte persoane, nu știu, despre unele dintre ele s-a spus la un moment dat că ar fi chiar controversate. Deci e cu semnul de întrebare titulatura de cetățean de onoare. Dar să revenim la Portul Constanța. Da. În Parlament, ce anume, cu ce vreți să inițiați așa încât activitatea să, nu știu, să fie o oarecare ordine, să fie o mai bună comunicare, să fie prețurile acelea mai mici? Noi acum o lună, și când spun noi mă refer la USR Plus, am lansat cele 40 de directive ale guvernării USR Plus. Avem mari speranțe că în urma votului
de la începutul lui decembrie, Dacian Cioloș va fi viitorul premier al României. Îmi doresc foarte mult și din ce am discutat, mulți îți doresc schimbarea asta. Printre primele capitole ale acestor 40 de directive clare, se referă și reforma administrației la toate nivelurile. Pentru că spre aducerea minte, în 12 martie, dacă nu mă înșel, 1990, a existat și dumneavoastră ați auzit sigur, din presă, fiind în presă, de celebrul punct 8 de la Timișoara. Exista proclamația de la Timișoara imediat după Revoluție, în care s-a spus, domnule, prin celebrul punct 8, punctul ăsta 8 ce spunea, nicio persoană care a fost în conducerea Partidului Comunist Român, indiferent de niveluri sau în structuri ale securității de pe vremea aia, să nu poată să facă parte 10 ani sau 3 legislaturi dintr-o funcție publică sau de administrație publică. Așa numită legea lustrației. Sigur, lustrație vine din latinescul lustratio, care înseamnă mai multe, la origine însemna curățirea, purificarea unui om, unui teren, unei clădiri. Dar s-a transformat prin lustrație în momentul ăsta, se înțelege, de fapt, înlăturarea, păstrarea lui la rezervă a unui personaj controversat pentru o perioadă de cel puțin 10 ani. Bineînțeles că nu s-a făcut nimic cu punctul 8 de la Timișoara, singurele țări, n-am fost numai noi, tot fostul lagăr socialist a avut asemenea inițiative, din păcate mai în Cehia și Polonia s-a aplicat într-adevăr această lege a lustrației. Ceva asemănător vrem noi acum, printr-o reformă administrativă. Ați auzit fără îndoială și toată populația Constanței sunt convins de fără penal în politică, o inițiativă pe care noi am susținut-o dinainte să formăm Plusul chiar, ajutându-i pe cei de la USR, prin România 100, prin alte România împreună. Această lege timp de 4 ani, nu știu cum s-a întâmplat, dar nu a fost niciodată pusă pe ordinea de zi. A fost pusă pe ordinea de zi, dar ba nu era în Parlamentul României, ba nu era vorum, ba se întâmpla ceva, iau alte evenimente mai importante și atunci nu a fost niciodată luat în discuție, măcar serios. Se va insista pe această lege. Sigur, e unul din condițiile noastre de a participa la guvernare este această lege. Fără penali în funcții publice. Și credeți că sunt, nu știu, sunt penali, că are legătură cu Port Constanța? Adică... Nu știu, se va vedea. Eu când mă gândesc la penal, nu fac o distinție clară la cei care nu s-au reabilitat, pentru că sunt condamnări, știți foarte bine, care persoana respectivă, după o anumită perioadă, conform instanței, hotărârii instanței, a fost reabilitat și atunci are același drepturi ca orice cetățean. Dar asta vrem să o impunem, asta și mai sunt câteva, apropo de fără penal în justiție, de întărirea justiției, de reactivarea DNA-ului, văd că a trecut pe linie moartă. Așa vi se pare? Așa mi se pare. Se vor supăra domnii procurori. Eu cred că lucrează dumnealor. Așa mi se pare. Nu știu ce. Poate n-a mai fost așa de mult. Poate că nu mai așa la atenție, dar mai spectaculoasă. Da. Nu știu, nu vreau să spun că era de dorit spectacolul ăla. Dar parcă era mai eficientă, așa mi se pare. Nu știu cum se percepe de către dumneavoastră sau de către... Da, este puțin... E parcă într-un ușor cod de umbră după ce a plecat doamna Căveșe de acolo. Da, acum ce să spun, rămâne să vedem ce se întâmplă și cu demisiile anunțate de parlamentarii USR. Să vedem unde vă va duce pe parcursul campaniei acest gest. Cred că va fi cu plus, să spun așa, cu plus de imagine. În încheiere am să vă rog să transmiteți un mesaj constanțenilor, alegătorilor
și când ne vom revedea să discutăm mai pe îndelete și despre Consiliul Local. Sigur. Și despre Portul Constanța, că rămâne ca restanță, să știți, ați ocolit puțin subiectul, dar sigur îl recuperăm. Sunt atât de multe lucruri de spus și inclusiv despre port. Eu rog constanțenii să fie foarte atenți, pentru că acum chiar au șansa de a schimba ceva. Știți, se spune de mult de o clasă nouă politică, ceva, haide să facem altceva. Ei, acum putem să facem altceva, pentru că partidele politice vechi, așa cum sunt ele, așa cum le regăsim acum, sunt depășite total ideologic. Și teoria politică a trecut mult peste ceea ce fac acum partidele. Nu mai găsim liberalism adevărat, nu mai există social-democrație, nu mai există nici măcar dreapta și stânga extremă, nu mai sunt ce au fost odată. Iar pentru asta, iar noi trebuie să ne adaptăm, trebuie să votăm ceea ce credeți, partidele pe care credeți că vă vor conduce spre un viitor pe care vi-l doriți până la urmă. Eu vă spun ceva, un politician este într-adevăr un politician atunci când copilul dumneavoastră va fi pe același plan cu copilul meu. Abia atunci putem spune, da, uite, ăsta e politician, pentru că nu se gândește numai la el, ci la familia lui. Eu chiar am făcut un acord cu colegii mei și am spus, niciodată unul din noi nu va insista să-și numească într-o funcție sau să sprijine pe cineva din anturajul propriu, dintre prieteni, rude și așa mai departe. Nu, trebuie să... odată pentru totdeauna să instaurăm această meritocrație care e exagerat spus. Știți că meritocrația de fapt e un concept pe care printre altele se spune în studiul meritocrației că sportul să fie făcut numai de societăți private, în niciun caz sprijinit de stat. Ori noi nu cred că suntem în stare să gândim asta acum. Dar eu am mare încredere în votul constanților, așa cum au demonstrat la europarlamentare, că atunci a fost primul semnal, primul șoc. Și am mare încredere în ei. Mulțumesc. Domnule Călin, vă mulțumim frumos. Doamnelor, domnilor, mulțumim că ne-ați urmărit și vă așteptăm puțin mai târziu. La revedere! Bună ziua!